Bună din nou și unde am adus data trecută o ramă cu puiet la vecinul aici, probabil țineți minte. Acum lângă el avem un roișor, puțin mai puternic, el deja a mai primit o ramă cu puiet. Și s-a întărit, arată cu totul altfel, față de un roi neajutat. Deci, aici acum vedeți, este altă situație. Când a ieșit puietul, a umplut intervalele. El este acum pe 4 intervale și le vom face pe 6. Și la un moment dat, dacă îi mai aducem o ramă neagră și va oua, poate acesta îi va ajuta și pe vecinul și vom muta mai spre centru tot cuibul. Dăm un pic cu fum. Încercăm să nu fim foarte agresivi. Bineînțeles, să nu uitați, este stimularea. Stimularea, ce se face până la urmă stimularea? Această stimulare dă impresie reginei, nu albinei. Albina nu are nicio treabă. Că se aduce hrană în cămară. Aducând în hrană în cămară, regina poate să ouă liniștită, nefiind stresată că nu au hrană. În momentul în care această hrană nu vine pe cămară, regina va decide că nu mai are cine să mănânce sau ce să mănânce pui pe care îi face următorul în următoarea perioadă. Iar hrana căpăcită nu este considerată înmagazinată de albină. Ea nu știe că acea hrană există fizic. Ea tot timpul are nevoie să intre pe ușă mâncarea. Asta înseamnă stimulare. Acum, fiecare poate stimula cum dorește, cu miere sau cu sirop. Stimularea cu miere înseamnă ramă dată după diafragmă. Și iată aici, dând sirop și a făcut o magazie, decât o ramă aici cu mâncarea. Aproximativă, dar nu e căpăcită încă, asta nu înseamnă că e foarte bine, situația nu e chiar roz. Vom vedea și ramele cu puiet. Este o matcă împerecheată în ultima perioadă. Aceasta este rama cu puiet adusă și este ouată, dar precum vedeți lipsa coroniței, da? La măcile tinere se mai întâmplă ca ele să fie mai rapide ca albina și să ouă o suprafață mai mare. Dar totuși, lipsește hrana, o singură ramă n-ajunge. Și voi da două hrănitoare de hrană timp de 5 zile. Iată cum este puietul, deci este până sus și aici este perioada aceea în care albina a suferit o decalaj între cantitatea de puiet și albina eclozată. Arată bine, puiet este, mâncare nu prea. În ultimul stadiu, să spunem, prin octombrie, dacă rămâneți fără hrană, se poate jongla. Sunt familii care au hrană și sunt care nu au. Și atunci schimbați ramele, totodată cu formarea cuibului de iernat. Aici nu era ramă cu miere și aici a pus matca ouă. Deci depune foarte mult puiet. Înseamnă că e o matcă bună, dar ea nu știe că nu are și albină care să susțină acest puiet deocamdată.
și consumul de hrană este mare. Deci unde aveți puiet mult, hrana va fi puțin. Atunci trebuie să interveniți. Eu intervin cu puiet căpăcit, gata de clăzare, care va susține puietul nou. Ce înseamnă puiet în eclozare, vă arăt. Deci, uitați aici, o albinuță care tocmai acum iese. Este un puful alert. Uite alertile aici. Asta înseamnă, și aici vor fi altele. Aici. Și acestea vor ieși. Deci o astfel de ramă este nevoie. În 2-3 zile va ieși toată albina și va reuși să susțină puietul nou. Deci strângem la loc 4 rame cu puiet și una cu hrană, dar este foarte puțin. Va necesita aproximativ 6 kg de sirop în perioada cea mai scurtă. Ea oricum a primit de vreo un timp un perecher, tot timpul a primit, dar fiind mult puiet, se și consumă o ramă de puiet consumă 2-3 kg de miere acum. Depinde de efort, de cules, de albina culegătoare. Acum cam știu cam ce trebuie să-i fac și acest lucru notăm în cam mai departe. Acesta are nevoie de hrană surplus. Aici voi nota. Vă arăt și notițele. Notițele sunt în felul următor. Număr stuc, stimulare, regine, rame, verificare dată și diferite menții. Asta e important pentru mine acum. Cine dorește face, cine nu, nu. Eu am nevoie. Acum facem tratamentul și lui. ml la 4 rame. Dacă puneți pe fundul stupului, să spunem, pe cartoane sau fiecare pe ce consideră, atunci cantitatea se calculează un pic mai diferit, e mai mare, e cu 2,7 ml pe interval, deci la 10 rame încă 7 ml. Astfel, acidul este mai greu decât aerul, deci coboară în jos. Eu prefer deasupra ramelor, dar nu sunt reginele foarte bine protejat, ca pe fund. Cu asta am terminat cu lucrările propriu-zise. Acum avem o lucrare tot de la luna mai. Am adus stupul în test
și vi-l voi prezenta în filmul următor, ca să vedeți cum se prezinte și, bineînțeles, și el are nevoie de acid, de tratament, ca orice stup.